Bun. A pornit înregistrarea. Bună seara la toată lumea. Bună. Așa. Facem o sesiune de recurățare, subliniem. Așa, pentru Dragoș. El a făcut o sesiune cu mine și fosta echipă acum 2 ani, cu mine telepat. S-au întâmplat niște evenimente în viața lui și dorește să le cerceteze. Le-am citit ca și listă înainte, am discutat în discuția prehipnotică. O să le enumăr pe parcursul hipnozei, da? Bun. Acum o să-ți fac inducția. Da. Închide ochii, relaxează-te. Normal că e închis sub bandă. Și ascultă vocea mea. Într-un moment am să-ți număr de la 10 la 1. Și cu fiecare număr pe care îl spun, tu lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Cu fiecare număr pe care îl spun, 10, ești mai adânc relaxat și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. 7, chiar mai mult, fiecare sunet, chiar și sunetul vocii mele, te relaxează și te ajută. 6, te ajută să te relaxezi și mai mult. 5, ești mai adânc relaxat, mai liniștit. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3, este să obții această stare de relaxare, să fie mai plăcută. 2, cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1, încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Ușor, încet, îndreaptă-ți din nou atenția la vocea mea, începând din acest moment, pe întreg parcursul sesiunii noastre, lasă ca fiecare respirație a ta, ca fiecare expirație a ta, să te relaxeze și mai mult, în mod conștient sau inconștient. Într-un moment, voi număra de la 1 la 3, da? Și atunci când spun 3, tu cauți și te conectezi, în principal, cu partea sufletească a lui Dragoș, care este fratele Nadiei, da? Apoi, într-o bulă separată de lumină, chem sufletele Nadiei, sorei lui și a lui Dragoș Marius, soțul, da? 1, 2 și 3. Da, a venit el. Da. Cu ochii cam roșii. Da. Identifică-l și cere acordul la fiecare dintre ei. Da, a venit și celălalt. Așa. El mi-a răspuns în două voci. Mm-hmm. Da. Nu are ființă cu el. Mm-hmm. Așa. Ceva cu ochii roșii. O să vedem imediat, cheamă da. Și celelalte părți suflete și cele acordul ca să participe aici. Avem acordurile din fizic, dar da. Trebuie să le cerem și pe părților sufletești. Așa, bun, foarte bine. Haideți să ne întoarcem atenția, 1, 2 și 3, asupra părții sufletești a lui Dragoș, care mi-a spus că este însoțit de o ființă cu ochii roșii. Da. Așa. Care răspunde odată cu el. Da. Așa, bun. Identifică această ființă și spune în care clasă aparține. De clasa demoniacă. Așa, bun. Cum s-a putut conecta cu Dragoș ca parte sufletească? El este curățat și este suficient de conștient, să spunem. Pe ce breșă
pe ce emoție sau E stare? pus acolo de ființele de lumină ca să fie sigură că duce o viață corectă. Deci ca și antagonism, Da. da? Așa. Bun. Ispita. Da, bine, asta e ispita, n-ar trebui să mai existe ispita la un suflet conștient. Deci asta e apă de ploaie ce fac ele aici, da? Cert este că s-a conectat pe o anumită emoție. Tocmai această emoție vreau eu să Frica de identific. moarte. Și de a ajunge în locul greșit că moare. Păi, uite, ne spune în listă că deci el a avut o entitate care se numea Devorator de Suflete, da? Și dădea atracții pentru chestii de astea, deci ce era în legătură cu mormântările, cu decesurile și faptul că îi plăcea să meargă la cimitir, la cei decedați. Și cum mai face încă? Îi place încă să Da. participe la ritualuri, da? Deci acest program al acestei Da. entități se menține, da? Vreau să te conectezi cu sinele lui, așa, de pe viața Are asta. parte, da. Spune-mi, nu o lași tu înainte, ca alții. Spune-mi cu câte părți lucrează și mi-ai zis că ai văzut o Trei. parte. Trei Da, are părți, o da. parte de cel care merge în cimitir de la entitate. Deci sinele a văzut ce conexiuni face, da? Da. Vezi tu că părțile astea sunt practic legate de creierul reptilian. Pentru că mintea fizică este a creierului reptilian. Asta e culmea, am ceva în gât. Până nu elimin, pot vorbi. Bun, foarte bine. Deci are această entitate, da? Este conștientă partea sufletească de prezența acestei entități în sfera energetică? Da, să cam uită cu frică la ea. Așa. Deci, practic, setul de programe de la entitate care alcătuiesc o parte între Da. părțile din sufletul social lucrează în acest sens și provoacă frica de moarte, Da. implicit conexiunea cu acest Da. demon, da? Bun. Să-l pună în față pe acest demoniac, deocamdată, și să vadă, să-și aducă aminte că este curățat ca și suflet și practic are puterea de a face schimbări în sfera energetică, da? Adică o să Da, întrebăm dar spune-mi, această. uite ce s-a întâmplat la ceilalți care au murit și nu au fost Ceilalți curați din partea ființelor de lumină. cine spune asta? Partea sufletească sau entitatea? Unul după perdea, un fustos. Da, îi spune la fustoș și la asta se ia partea sufletească dorește să mai stea cu ăștia sau îi pune în clopote de lumină? Nu, nu, spun că iau deși în cap, nu. Nu vrea să-i mai audă. Atunci, foarte bine, ceea ce are de făcut este numai să încheie afacerile cu el, cu ei. Să-i pună în clopote de lumină, da? Și pe ăla și pe ăla, dar într-un clopot prea amândoi aș vrea să-i pună. Spune dacă s-ar unul pe altul, că asta are vibrații un pic mai Nu, mari. se împacă. Da, se împacă, deci se cunosc. Da, se Se cunosc. agrează. Păi cum așa că partea astrală zice așa și pe Ne. dincolo. Na. Se agrează unul pe celălalt. Bun. Numele și scopul și durata vizitei. Cam mai el. Așa. Iar asta. E pus ca să-l vecheze. Ce număr de serie are? 3, 2, 1, 0. Aha. Deci un fel de super, super, super supracopie, da? Așa.
Și demoniacul? Nimbus. Auzi, dar clasor cine cu capa? Când mi-a venit așa, mi-a răsunat. Șeful demoniacului. Așa, da. Deci, Nimbus are nume de nor, mai să fie. Da. De care Nimbus? De la mai zburlit, așa, da? De furtună. Anul ăla de crem. Așa. E și clasor. Așa, care e șeful lui, da? Bun. Ca să nu mai pierdem prea mult timpul cu lamentațiile lor ca Ioana Darc în fața rugului, așa, da. Să pun ușurel mânuța să ceară contractele lui clasor. Începem. Iar acea ființă care vorbăreață, așa, care vorbește mult și în plus, așa, să-i ceară lui șeful. Dacă sunt înțelegeri, promisiuni, permisiuni, știu eu, început de contracte, că nu-mi vine a crede că sunt contracte întregi. Da. Orice există. În genere se retragă toate permisiunile pe care le-a făcut în sfera energetică acestor ființe. Da. Așa. Bun. Acum noi trebuie să ajută-l întâi să identifice înțelegeri, permisiuni, dacă sunt complete și să elimine deocamdată aceste ființe. Așa. Da. Să le deschidă câte un portal cu sens unic să plece în treaba lor. Cu scrisoare de intenție către ei, șefii și organizațiile lor, da? Da, îți bucuros să ducă. Să ia și la sub braț Nimbus și partea aia de la Devorator. Da. Asta nu cheltuiască energie să vină înapoi după ea, înțelegi? Deci facem un bine, cum s-ar spune, anulăm de greu. Așa, singurul bine pe care vreau să-l fac la entități este să-i văd că conștientizează și pleacă în treaba lor. Așa. Bun. Să fac un pic de curățare energetică pentru reziduri. Înăuntru și în afara lui să elimine resturile programelor lor. Așa. Și să adune un pic dacă s-a făcut mizerie energetică în jurul lui. Închideți canale și portalul deocamdată. Așa. Bun. Foarte bine. Acum, dacă toate astea au fost făcute, vreau să văd de unde și până unde cu programul ăsta, cu, în afară de faptul că era cu devoratorul de suflete, cu Nimbus și cu tot soiul lor, așa, ca antagonism, totuși este ca o fascinație morbidă, i-am zice eu, să meargă la mormântări și de-astea. Îl ducea de tăzile ca să-i arate. Să-l țină cu frica. Și arătau diferite imagini, că îi mănâncă viermi, că îi mănâncă demoni, că îi înțeapă. Spune-mi, te rog, dacă există vreo viață când a lucrat în domeniu sau a fost, cum să spun... Nu, pe Terra a fost paznic, pe stație unde se țineau sufletele după ce mureau. Pe stație intermediară. Și de răpeau cu tot cu fostele corpuri, cu cadavrele, cum ar veni? Nu, le țineau în capsule. Deci țineau cadavre în capsule, da? Așa, sufletele, și... nu. A, sufletele încapsulate, da? Așa. E, da, dar un suflet încapsulat, cum să spun noi, ca unul în corp, cum ar veni, știi? Adică nu prea văd o legătură bună aici. Eu zic să mai cauți în amintiri, cu ajutorul părții sufletești, 1, 2 și 3, deci o viață în care el a capătat fascinația asta în legătură cu corpul, că practic corpurile. Sau corpul e procesul. Deci e procesul în sine, dacă îl fascinează. Și el a lucrat la așa ceva. Haideți să mergem să ne uităm în această viață.
Are corp arhonic, armură arhonică, nu corp întreg armură. Da, și este pe o stație în care vin sufletele celor care au murit arși aici. Da. Deci au o destinație specială, cum Da. ar veni. Da. Și sunt puși în capsule și băgați în pământ. Deci nu poți să Ca bagi băgați la frigider. sufletul este aer, nu poți să bagi aerul în pământ. Nu, în pământ, că este stație băgată în subsol, Da, în subsolul, ținute da. magazionate. Da, în capsule, da. Deci, de nou îți spun că asta nu îndreptățește fascinația pe care o are el pentru ritualul înmormântării corpurilor, practic, da? Deci trebuie să căutăm în afară de asta o viață în care el a fost martorul procesiunii de înmormântare a corpurilor, terestră sau non-terestră. Asta caută. A avut când a fost fiul unui care a avut pompe funebre. Da. Așa. Dar tatălui că făcea măgării la corpurile de femei Adică înainte de a le înmormânta, da. și el ca și copil vedea, da, din dos ușii cum ar Da. veni. Câți ani avea când a văzut prima dată? 9 ani. Nu-i plăcea să bage în sicrie, să doarmă. Păi deja aici este un program format în legătură cu asta. Hai să mergem în altă viață, mai în urmă. Ia vezi unde duce legătura. Ai place să doarmă în sicrie, nu este ceva Se normal. simțea confortabil, da. Dintr-o viață antică, nici în zona Egiptului, dar e pre-faraonică. Noi atunci. Dar nu știu, văd că le făceau un ritual de țineau îngropați, dar vii încă. Nu, cel vii, cel puțin conectați la corp, nu plecau din corp 9 luni. Da, zombizare. Cum? Păi egiptenii După ce specialiști, îi înmormântau. da. De Așa. atunci. Așa, și de aici, deci, capătă o Se simte confortabil. un fel de program că este confortabil când este spre. Familiar. Spune să ia toate amintirile astea, să, ca și cum le-ar lega într-un sac mare, așa, să scoată toate emoțiile din ele și să le ardă, pentru că se vede clar că a murit de mult în Da, acest. sunt în toate viețile. Așa, și vede că nu este un fenomen natural să-l mai țină încă 9 luni de zile. Cumva, acest suflet, 9 luni de zile. Sufletul respectiv era determinat să vină din nou în această zonă, pregătit pentru o nouă întrupare ca un copil. Sunt 9 luni de zile, cam dubioasă perioada. Așa li se spunea, dar nu venea. Nu venea. Nu, dar așa li se spunea. Păi bine, și ei în momentul când vedeau că nu vin înapoi, nu puneau întrebări sau erau prea amețite ca suflete. Era prea amețite și ținute atâta timp în corpuri moarte, neutilizate. Haideți să întrebăm acest suflet ce simte un suflet când este legat de un corp care nu mai este viu, e mort. Și totuși este ținut acolo. Adică vreau să intre un pic în pielea lui de atunci, așa, și să-și aducă aminte ce simțea și să ne relateze, să ne dea informații. Adică se mai simțea bine din moment ce legătura Nu, cu corpul. dezgust și incapabilitate, că nu mai putea să facă nimic. Deci nu putea să, la urma urmei, să spunem să evolueze, să-și înscrie Era ca un experiența. lanț pentru el. Bun. Foarte bine, să se detașeze, spun din nou, Da. de toate aceste emoții nebenefice, așa, și toată energia emoțiilor să o ardă.
Și toate amintirile de aici să le transforme în informație și să le ducă în supraconștientul colectiv. Da. Așa. Bun. Ne-am dus la sub braț. Așa, foarte bine. Așa. Acum, dacă am văzut, am dezbătut prima parte cu atracția asta ciudată, așa, uite, deci are niște vecini, da, care doresc să cumpere casa și grădina, da? Sunt doi vecini. Să contamineze locul. Așa, deci sunt în legătură. Locul este curat. Deci au niște entități care determină să insiste. Locul să contamineze, da. Să dea afară spiritul locului. Da, bine, las că chemăm acușca pe posesoarea de drept a locului. Așa, posesoarea adevărată. Este o regiune din Terra, da? Aici are treabă mama Terra și aici a fost chemată și curățată. Țin minte perfect eu sesiunea. Foarte frumos. Tot, parcă și spiritul apelor din zona, am fost tot curățat. Plante, animale, da? Și de ce vor să contamineze, da? Ce entitate este? Un spirit, se arată ca un spirit copac. Mm-hmm. Cine îl gestionează? Ce entitate îl gestionează? Arcturieni. Arcturieni din aceea care să... Da, contaminați. Interesant. Bun. Și ce vor ei să facă aici? Vor să-și asigure un portal de trecere, ceva? Care este? Care sunt intențiile? Portal doar? De trei rase. De trecere. Să le arate vreun cui să-și pună pofta în cui. În fine. Așa. Bun, da. Deci am văzut cauza deocamdată, da? Deci acești vecini la un moment, deci el nu se mai simte bine în camera unde stătea și auzea vorbind. O să spunem imediat ce anume vorbea. Așa. Ce s-a întâmplat cu camera aceea? Văd că ce auzea el, de fapt vorbeau ceilalți, dar era o entitate care își vorbea și răspundea singurul ca să audă. Deci a fost programat, să zică ăsta, ca să audă el. Să audă, să înfricoșeze. Da. În genere și dar chiar să și... le să pun la urmă singur, să vândă fără să trebuia să facă nimica ceilalți. Bun. Deci arturienii nu sunt entități. Sunt ființe cu suflet, unii. Chiar și contaminați, da? Cu ce entități lucrează acum arturienii? Tot ce ține de ființe arhonice și ei au căști. Deci este necesar un portal pentru trei rase. Unul asigură mantidele, că ei sunt cu bot în bot. Erau. Mantidele au avut foarte multe influențe. Vor să readucă din minus niște ființe. Bine, asta nu prea are relevanță, așa ca informație interesantă, dar oricum nu o să le iasă, da? Așa. Cert este că clientul nostru nu se mai simte bine în acea cameră și a stabilit de ce, da? Bun. Acum mai sunt două chestii pe care le dezbatem mai târziu. Deci, i-a auzit vorbind că o să-l dea afară de la serviciu, da? Da. Așa și că l-au aranjat, da? Și aici conectează-te cu momentul și uite-te din afară. 1, 2 și 3, da? Bun. Apoi, la un moment dat, când a venit, fica nici nu locuiește, locuiește în altă localitate. Da. Așa, a început să înșire site-urile pe care clientul nostru umbla pe internet, da? Apoi, iarăși, într-o altă zi, o declarație că până pe data de nu știu cât va fi dat afară de la serviciu, da? Da, și... pentru că a avut acces la datele astea.
Un pic, un pic. Da. Și brusc o altă chestie, deci el lucrează la un depozit, în fine, și apar greșeli în acte. Este o coincidență, asta vreau să Nu, aici. este pus de ei. Și este chiar o de îndepărtată de-a lor cel care a făcut asta. Vreau să știu dacă este la conducere, este sau Da, un. Stai da. așa. Ți-am zis să nu te grăbești, da? Deci este la conducere. Ei, cei de la conducere nu prea le au cu IT-ul. A pus o altă persoană? Nu, la fir este la conducere cel care este de la locul de muncă, Da, care a dar făcut. eu nu cred că directorul, să spunem, zic și Nu, eu. este director, este un supraveghetor de expediții și veniri de comenzi. Așa. Și deci se percepe și sparge site-uri? Nu, este altcineva. E, păi aici vreau să ajung. Eu cred că lucrează mână în mână. Deci i-au spart prin conexiunea de acasă, Da. așa, și i-au luat codurile și tot ceea ce aparține și l-au spionat. Da. Bun, cu greșeala în acte. De ce Greșeala în apar? acte. Cel de la lucru care este rude de-a lor a făcut-o special. El nu a făcut nicio greșeală, el singur. Când te referi la faptul rudă, vreau să te uiți bine și să-mi spui dacă într-adevăr este rudă în fizică în viața asta sau este o rudă din alte Rudă cu vieți. ei, cu vecinii. A, este rudă cu Da, nu vecinii. cu el, da. Da. Așa. Bun. Adică nu-i bun, dar vedem ce se întâmplă, da? Scrisoare de intenție către entitățile cu care a făcut contractul de muncă, entitățile care stau acolo și răspund că este domeniul care este, așa. Și se poate să fac contracte separate și cu ei. Și cu entitățile pe care gestionează pe aceste ființe ca să facă aceste lucruri, da? Da. Bun. Acum, scrisoare de intenție către toate entitățile care au mai încercat să-l contamineze, conștient sau inconștient, către programele, rasa și tot ceea ce le aparține. Da. Așa. Bun. Și acum trebuie să mergem cum ar veni la decontaminare, da? Deci la anularea punctelor ezoterice din fiecare contract pe care l-a semnat în timpul muncii, da? Și să ceda și ADN-ul după moarte. Prin programul pe care l-a avut Da. mai înainte, da? Din ADN-ul fizic sau eteric? eteric parte din el, când iese din experiența asta. Da. Mai nou, unii spun că nu există ADN eteric. Că nu există spirala făcută de ADN astral, cum ar veni. Așa, deci întotdeauna ceea ce este creat în fizic are și o dublură. A fost gândit, făcut întâi în eteric, pentru că asta este practica adevărată a materiei. Și abia după aia vine ca informație materia fizică, în fine, dar nu dezvoltăm mai mult când are rost. Fiecare așa cum înțelege. Bun, foarte bine. Oricum e în urmă persoana respectivă. Se uită la sesiuni vechi. Așa. Spune-mi acum, te rog, dacă înțelege că nu trebuie să promită nimic după moarte. Și că orice ar promite, deci îl întoarce Da, în karme false și mincinoase, că da? rămâne atașat. Bun. În acest moment aș vrea să ne uităm și la el ca suflet, la Dragoș și la Dragoș Marius și la Nadia, dacă toate părțile sufletești sunt la locurile lor și tot ADN-ul fizic și eteric.
Da, este cineva care le face pe, nu pomeni. Pomeniri. Da, se roagă Pomelnici pentru la... ei, da. Da. Bine. Sufletele conștiente nu mai pică în plasa asta. Deci la un suflet cu adevărat conștient, asta nu mai Da, are. dar cu pomenirea a dat numele lor în registrele Da, dacă nu urmașilor. l-am dat eu pe atunci, l-a dat altul, Da. degeaba l-a dat. Doar dacă există o codependență între aceste două suflete Nu, și nu. există un contract Nu, la de la nivel de ele nu. suflet, atunci nu au efect, da? Dar ar fi bine să pună o scrisoare de intenție și către cine se roagă, da? Poate conștientizează și nu mai face lucruri de astea, da? Da. Bun, cred că și el însuși, ca parte fizică, a făcut, dacă avea atracția asta pentru înmormântări și de astea, de ce au loc ritualuri de astea, practic, da? Bun, foarte bine. Așa, mai departe. Pe 9 aprilie, spune, a fost luat cu salvare de la serviciu și avea pulsul sub 20. Deci întreabă cine și L-a ce. văzut pe demoniac. Așa, deci l-a văzut pe demonia. Da, i s-a arătat și l-a speriat. În A zis că a fizic. venit să-l ia, da. De ce nu ține minte? Ce s-a întâmplat cu acea amintire? Unde este? În spate, pusă. Ca să fie ca un vis care nici nu și-l aduce aminte. Așa. Să o scoate în față să Ce își mă cureți. aduce aminte e frigul care l-a simțit în acel moment. Vreau să văd dacă s-a văzut pe sine părăsind corpul aproape de tot. Că la 20 pulsul îți dai seama. Da. Băgând mâna demoniacul și scoțându-l afară. Se cheamă demoniacul din nou. Da. Așa, foarte bine. Spune-o ce să-i facă la demoniac acum. Să construiască o fântână de lumină pură, cu o ploaie de lumină Noată, nu deasupra. facem baie, a zis. Așa, ba să facă, că uite că am murat. Așa. Și deci să-l ia pe demoniac și să-l moaie cum l-a smuls și el din corp, da? Și să spună că dacă mai are intenția să vină să mai facă chestii de genul ăsta vreodată, sau să-l mai sperie el și din rasa lui, deci le va da drumul acolo în fântână, da? Spune dacă s-a purpolit un pic, așa. Dacă e prăjit un pic, Îmi demoniacul. cad pe el, nu, solzii de pe el. E, năcăjitul. Așa. Foarte bine. Să dea drumul iar în portal și să șteargă orice, ceea ce este de șters. Amprente energetice, să închidă canale portaluri, tot. Bun. Foarte bine. Deci am lămurit și cu treaba asta, da? Să ia amintirea, să o curețe, să scoată emoția și să verse și asta în supraconștientul colectiv ca informație, da? Da. Adică să nu mai constituie o traumă, știi, acolo, dincolo de materie. Bun. Spune așa că fostă colegă de serviciu i-a ghicit în cafea și a zis că va muri până la 50 de ani. I-a instalat programul. Așa. De fapt, ce entitate instalează programul? Că nu face o ființă fizică lucrul ăsta. Un Fie așa. Danael. Deci dănăilă, da? Da. Așa, deci dănăilă ghicești în cafea, da? Ce este dănăilă? Este arhanghel, că e cu Da. el la urmă, da? Da. Păi și nu e rușin de ta mai arhanghelul să umble cu chestii de astea pe care Domnul anulăm de cremle, spune că nici măcar să nu treacă prin față, să nu vină, să nu țină la casa lor, să n-aibă întâlniri cu de ăștia care ghicesc. A? Ei de Aici. nu ghicesc, ei ajută și ghidează. Așa. Adică ei dau o informație așa, îi dezinteresați cum ar veni, da? Și Da. au ajutat această persoană ca să-și cunoască. Vreau să te uiți dacă în programele lui chiar exista așa ceva. Sau i-a fost creat numai ca o frică suplimentară.
Nu, ea a fost creat ca o frică suplimentară, n-a apucat, nu și-a dat el acordul să creeze programul ăsta. Bun, ar fi cazul ca să cheme în fața lui partea sufletească acestei femei, Da. dacă este partea sufletească, așa, și să-i facă tot programul ăsta cadou, să-l împacheteze frumos cu fundă roșie, da? Să-l dea Da. ei. Să-l dea ei. Să facă ce o știe cu ea, da? Și să-i arate acestei femei cu ce entitate se conectează în momentul când ghicește în cafea, da? Ghicitul în cafea în sine, ca chestie, da? Există? Sau este Nu, un șop? șoptesc, Șoptesc entitățile, da? da. Așa. Deci citește entitatea în mentalul și programele clientului respectiv, nu? Așa. Sunt persoane care pot face asta, pot citi în mentalul clientului respectiv și fără entități? Cu abilități ca noi, de exemplu. Chiar dacă sunt, nu fac lucrul ăsta, că este încălcarea liberului arbitru. Dar dacă o fac inconștient, înseamnă că sunt legați de vreo entitate Da. care îi îndrumă să facă asta. Da, Dacă o și fac normal. conștient, e atac Și și nu. încălcarea liberului Și arbitru. normal că este încălcare de liber arbitru, da? Dar mai sunt momente când auzi ce gândesc alții. Mie mi se întâmplă, da? Au câmpurile deschise, asta nu mai este legătură cu ei. Adică eu nu o doresc, dar aud ce gândește altul, da? Eu aud gândurile. Asta înseamnă că sunt câmpurile deschise, da? Mai Da. evazate decât trebuie, da? Bun, am stabilit și o chestie destul de importantă, după opinia mea. Așa. Deci vreau să ajutăm această parte sufletească să scoată toate programele care i-au fost induse, da? Și tot Da. ceea ce a mai rămas să se curețe acum și definitiv, da? Bun, foarte bine. Iar aici o să aplicăm o procedură la urmă privind schimbarea datei decesului, să spunem. Da. Așa. În funcție de alți parametri, ce e natural. Așa. Bun. Deci am stabilit și cu asta. Bun. Acum ar dori să știe dacă există o intenție a șefilor direcți, de șefilor mai mici, de a-l da afară de la muncă. Da, cu ajutorul acelei persoane. Așa. Pun o Da. scrisoare de intenție către ei și entitățile lor, da? Și din nou și către entitățile acelor persoane, acelor trei persoane, da? Da. Îi chem aici în față pe toți trei, un clopot de lumină toți trei, trei clopote de lumină unul peste altul, da? Da. Așa, și este timpul să acționeze Nadia, da? Și să cheme spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra. Da. De informații despre ceea ce are în scop să facă această familie. Ce se întâmplă? Cum reacționează spiritul mamei Terra la această informație? A, da, să mă uitam că este și spiritul ăla a copacului care Da. lucrează cu entitățile, când a văzut, este cu capul plecat. Așa, da. Să ia acel spirit dacă dorește și să și-l curețe, da? Să nu mai lucreze pentru ceilalți. Da. Pentru că se poate, este. S-a plecat capul și a înțeles ce făcea. Bun, foarte bine. Da.